109 posturi sunt vacante săptămâna aceasta pentru cei aflați în căutarea unui loc de muncă în Mehedinți. Reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă spun că acestea se adresează atât muncitorilor calificați, cât și celor necalificați. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți pune la dispoziția persoanelor interesate număr de 109 locuri de muncă vacante astăzi, 5 februarie 2021, în mai multe meserii, după cum urmează. Ajutor de bucătar 1, administrator 1, agent de vânzări 1, agent de securitate 4, administrator imobile 1, bucătar 1, contabil 1, coafor 1, cameristă 3 locuri, dispecer 1 loc, dulgher 6, economist 1 loc, electrician 1 loc, fierar betonist 3, finisori interioare 5, femeie de serviciu 1, gestionar 1 loc, inginer electromecanic 1, inginer mecanic 1, instalator 1, lucrător room service 2, lăcătuș mecanic 1. Cele mai multe solicitări sunt pentru posturile de vopsitor industrial și zidar. Lăcătuș construcții metalice 2, lăcătuș mecanic de întreținere 1, manager turism 1, măcelar 1 loc, mecanic de utilaje 1, mecanic auto 2, mașinist ifronist 2, manipulant mărfuri 2 locuri, necalificat pentru vopsitorie 5 locuri, muncitor necalificat în construcții 2 locuri, muncitor necalificat în alte domenii de activitate 5 locuri, mașinist, mașini, cale, mecanică ușoară și grea 1 loc, muncitor necalificat în agricultură 1 loc, operator, fabricare, mezeluri 1, operator, fabricare, nutrețuri 1, operator, calculator 1, șofer 5, supraveghetor, hotel 2, sablator 3. Toate informațiile cu privire la angajator, dar și la condițiile necesare în vederea ocupării unui loc de muncă pot fi obținute de la sediul AJFM din Drobeta, Turnu Severin.